Prima zi din martie a venit cu soare de primăvară și pe cea mai înaltă pârtie de la noi. Iar româncele spun că cel mai frumos mărțișor au fost cele câteva ore petrecute la schi, pe domeniul Voineasa de lângă Transalpina. La cota 2100, principala atracție a turiștilor este zăpada bine nivelată, care măsoară aproape o jumătate de metru. Suntem la peste 1800 de metri, mergem la 2000, povestim când mă întorc. Odată ajunse pe pârtie, doamnele și domnișoarele nu s-ar mai fi întors. Pentru ele, primăvara a început cum nu se putea mai bine, în inima munților, pe schiuri și în compania celor dragi. Cel mai frumos mărțișor schiu. E senzațional, ce să zic, nu mi-a venit să cred. Pârtia foarte bine bătută. Deci, impecabil, nu mă așteptam să fie așa de bine. Ați oferit un mărțișor pe pârtie, domnișoare? Nu chiar pe pârtie, la baza pârtiei au fost. Aici ne place cel mai mult. Pot să zic că e cea mai faină pârtie. E foarte frumos. Deci e chiar la fix. Special pentru ziua de azi. Tatăl meu mi-a făcut o surpriză de mărțișor, să mergem pe la Transalpina. Pârtia Vidra, situată pe domeniul Voineasa la peste 2000 de metri, a fost mărțișorul perfect. Unde mai pui că și soarele a strălucit pe cer. După cum vedeți, ne ajută și vremea, ne ajută acest soare minunat de primăvară. Superb, senzații tari, vreme extraordinară, zăpadă minunată, condiții extraordinare pentru cei care au ales să își petreacă ziua de mărțișor la Ski Resort Transalpina. Iar muncitorii care se ocupă de pârtie lucrează din greu la nivelarea zăpezii, care atinge aproape 45 de centimetri înălțime. Amenajăm pârtia pentru turiști, să fie tot ok, să schieze în condiții bune. Va fi cea mai bună stațiune montană, vară-iarnă din România, care se va dezvolta în jurul lacului Vidra. Avem lacul Vidra, avem trasele montane, avem Parângul, avem munții la Toriței. Turiștii participă la concursuri de schi și seara stau lângă focuri de tabără. Unii vor să se întoarcă și la vară, convinși că zona va deveni o principală atracție turistică a țării.